Gata, este. Bună ziua! Bună ziua! A venit la mine o specie domnul Victor Ciobanu de la Vasile Ciobanu de la Bălți, și domnul Iuri Tortureanu de Chișcăreni, o știe toată lumea, în nordul Moldovei. Tot de la Chișcăreni, tot aproape de Bălți, așa? Da. Tot în zona 30 km. Da. Și a venit o specie la mine să poată albinele mele, că e tot în apicultură, foarte bun la nord acolo. Am venit pe un schimb de experiență, că toată iarna ursul doarme în bărloc și primăvară îi pare că iarna a fost bună, dar noi trebuie să mai întâlnim, să mai cântărim lucrurile, că dacă începe vara. Ca să vedem care e situația la moment cu albina. Am avut multe telefoane, zona centrul Moldovei, nu vorbesc din nord, de sud. Foarte multe depopulări și stupii au rămas fără albine. Am fost telefonat la orhei de o persoană, nu mai spun datele cine, dar a spus din 150 de familii a rămas cu 35 de familii. Și nu s-o pot că au murit din cauza că noi nu știm exact cauza, dar ce e posibil, probabil mai mult că nu a fost albina îngreșată. Trei rame cu albine. Și au unit și care de a unit a mai scăpat. De aceea nu trebuie neglijat oamenii cu tratamentul de albine. Acum, multă lume întreabă să pună turte proteice, să nu pună, nu se pune. Turte energetic se pune numai în cazuri. Sunt familii care n-au hrană. Și dacă îți dai, doamne, nu mai aproape, o să arătăm la orice stup. Eu nu am... M-am numit stup să-l arăt sau nu știu care. Ți-l mai încolo? Dă-te mai aproape. Dă-te mai aproape. Și... Da, așa să mai să ridicăm. Și acă uitați-vă la mine metoda de lucru. Dacă stupii stau pe 3, 6, 9 rame. Cum au prins sau pe 9 rame, e cuibul și-l-au făcut, locul, unde, trebuie să ierneze ei. Dacă ceva nu-s corect, o să mă completeze băieții, că nu sunt albinari slabi. Au și ei 300 de familii. Da. Și știu ce înseamnă și vorbesc eu. Și uitați-vă albina cum a făcut cuibul aici. Și fiecare ramă e început din august pregătit cuibul de iernare. Și noi dacă scotem rama asta de aici și o punem aici, stricăm cuibul ei. El s-a făcut cuibul, canalele ei, unde sunt și cum sunt. Nu vă faceți griji la 2-3 rame pini cu mieri, că aici sunt pini cu mieri. Noi le dăm când a să înceapă Ponta Regina, tragem ramele astea, am pus diafragma aici și gata, albina se duce la dezvoltare. Am pus turta proteică aici, albina vine consumă, mierii este, a spui puiet. Dar albina care îi e păstrată puterea, în primăvară are puteri două ori mai mari. Corect? Și albina... albina care pune mâia puiet, ea să fie albina uzată. Și-o trăit traiu deja. Gata, s-o trăit traiu și mai. Uitați cum am deschis și uleacă puțin mai recoare, cum albina s-a retras. Vedeți? Da, să închidem. Să-l închidem. O să am pic cald, e dacă s-o ridicat sus aici. Așa. Punem capacul. Nu am obținut stupul ăsta deasupra capacul. Am vrut să văd dacă l-arde soarele sau l-arde pe păstru. Și am observat că ce vreau anul ăla. Dar oricum, asta îl obțin și mai frumos. Stupii PPU îi arde soarele 1 mm, dar mai departe nu e nevoie să-i bopțim, pierde de timp, încă cheltuială de bani. Nu are rost, el e 30 de cm acolo grosimea și nu se... are rost să... Iaca, azi... dar nu ne-ai arătat un nucleu, să vedem. A, un nucleu să vă arăt. Nina, dă-te-l mai frate. Care nucleu să vă arăt? Mai slăbut, așa, slăbut, dacă aici de aia vedem. Cred că e un nucleu slab, care e cu regine de salvare. Azi e frigheri, au fost calm, cred că asta e o regină de alor roman, cu mască de salvare. Nu trăiești, este, și-i bunișoare. E cu 3 rami și a 4. 4 de scurt scurt. Da. Și uitați-vă albina toată, dacă dai mai aproape. Dai mai aproape, nu? Să vadă albina, cu uitați-vă, toată albina e de un fel, vedeți? Și nu-i pont aici, nu-i nimic. Aici nu are pontă. Are risări,
Domnul Iuri, vedeți condens, da. Pui? Nu, nici un gram de condens, că... Se vede. Stupul e mare și familia e slăbuță și are să